Pasajul pe care îl voi citi îl găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 13. Citez de la versetul 1 la versetul 9. Oarecum, cântarea cântată m-a făcut să schimb mesajul, optam și pentru cel pe care urmează să-l citesc, dar. Vreau să cred că asta e și voia Domnului pentru noi în această seară. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileieni al căror sânge l amestecase Pilat cu jerfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Isus că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni, pentru că au pățit astfel, eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, și dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel. Poate gândim că prima parte a pasajului pentru cei de afară, de aceea citesc și pentru noi, el a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în viața. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Ta l la ce să mai cuprindă și pământul de ceaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur prejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu, îl vei tăia, Să nu ne taie Domnul, să ne reașezăm. Eu o bucurie și o mare cinste pentru noi să fim în casa Domnului în această seară. Știm ce spune Biblia și mereu mă folosesc de versetul acesta. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Apoi mă bucur să fiu în casa Domnului aici, în Cluj, Biserica Betania. Mulțumesc fratelui păstor, fratelui Vasile, pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a sluji în această seară, aducând un cuvânt din partea Domnului pentru noi. Cuvânt din partea Domnului pentru noi sunt cuvinte care mă responsabilizează, și mă rog lui Dumnezeu să îmi dea cuvânt potrivit. Vreau să fac o scurtă mărturisire, paranteză. Anul trecut, când am fost la dumneavoastră, v-am chemat să ne rugăm pentru fiica noastră, care urma să fie operată. Țin minte că înainte să vin la biserică, în duminica aceea, Mi-a fost atât de greu să vin știind situația prin care urmați să trecem și eram gata, gata să sun, să spun fraților că nu pot să ajung. M-am rugat și am primit de la Dumnezeu un cuvânt în acea duminică, am venit la dumneavoastră și aici mi-a fost îmbărbătată inima. Fratele Pavel ne-a încurajat și atunci... Eu am adus aminte în birou în această seară că Domnul ne-a ascultat rugăciunea. Fica noastră, măritată fiind, care a fost operată aici în Cluj, este bine, dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, un Dumnezeu care face minuni. Binecuvântat să fie Domnul. Frașii și surori, mesajul pe care vreau să vi-l aduc în această seară, este un mesaj de care eu cred că avem nevoie în aceste zile, în aceste vremuri din urmă. În aceste vremuri în care, așa cum s-a cântat în ultima cântare, vremea s-a scurtat. În 1 Corinteni, capitolul 7, după ce Apostolul Pavel vorbește despre familie, căsătorie, divorț și așa mai departe, la un moment dat, se pare că schimbă subiectul, spunând ceva. Și vreau să vă citesc de acolo. Iată ce vreau să spun, zicea apostolul Pavel. Ce vreau să spun? Uh, fraților, de acum vremea s-a scurtat. S-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru cei care au neveste ca să fie ca și cum n-ar avea cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumea acesteia trece. Și eu cred că vremea s-a scurtat, dar când facem afirmația aceasta, nu cred că s-a condensat timpul cu unii, probabil s-au grăbit să spună, am auzit pe cineva spunând odată, că ora nu mai este oră, secunda n-ar mai fi secunda aceea și s-a condensat timpul. Știința nu poate demonstra asta și nici nu demonstrează. Când Biblia spune că vremea s-a scurtat, repet, nu se referă la cronos, Unitatea de măsură a timpului nostru, ce se referă la Cairo, la vremea lui Dumnezeu. Având în vedere ultimile evenimente din ultimii ani, pandemie, apoi războiul care a izbucnit în Ucraina, cu tremurul din Turcia, din nou război în Orient, toate acestea ar trebui să ne facă mai mult să credem că nu există timp de altceva decât de a ne întoarce cu fața spre Dumnezeu. Trăim, frați și surori, o vreme fără precedent în ceea ce privește predicarea Evangheliei. Ce cum spunea fratele Vasile, Evangelizare, Evangelizare, Evangelizări peste tot. Și asta se întâmplă de câțiva ani de zile, poate uh, ușor înainte de pandemie, s-a cam stins focul acesta, dar se pare că de anul trecut încoace s-a revenit. Trăim o vreme fără precedent în ce privește predicarea Evangheliei. Niciodată nu s-a predicat cât se predică astăzi, dar, atenție, părerea mea și nu numai, este că niciodată atitudinea față de Evanghelie n-a fost ca și astăzi. M-aș bucura să spun că atitudinea față de Evanghelie este una pozitivă, dar din păcate este una nu tocmai pozitivă. Niciodată oamenii n-au fost atât de indiferenți față de Evanghelie ca și astăzi. În ce constă indiferența asta? Nu în absenteismul de la casa de rugăciune, Vă bucurați de prezență frumoasă aici și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Niciodată atitudinea față de Evanghelie prin indiferență, prin împotrivire, prin ignoranță, n-a fost ca și astăzi. Și repet, aceste atitudini nu sunt date de absenteism ci de modul în care ne însușim cuvântul lui Dumnezeu. De modul în care îl punem la inimă Cuvântului Dumnezeu. Vreau să cred că noi ne numărăm printre aceia care pun la inimă Cuvântului Dumnezeu. Dar m-am întrebat de ce atitudine aceasta. Spun toate aceste lucruri pentru că vreau să introduc subiectul, mesajul din această seară. De ce aceste atitudini? Vom spune, astea sunt vremuri, Ele trăim vremuri grele. Asta nu e o scuză. E drept că trăim vremuri grele pentru suflet, mai degrabă decât pentru trup, cel puțin în ce ne privește pe noi, nu avem probleme, nu avem război, avem ce mânca, avem ce îmbrăca. Sunt vremuri grele pentru suflet. Vom spune că trăim vremurile din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci și... Dar nici asta nu-i scuză, pentru că ai Domnului trebuie să meargă din putere în putere. M-am gândit, dacă nu, una din cauzele acestor atitudini în față de Evanghelie este maniera în care noi am predicat Evanghelia. Modul în care noi am predicat Evanghelia. Ne-am obișnuit și am obișnuit pe oameni cu o Evanghelie Din perspectiva unei vești bune, și atât. Atât. Evanghelia este o veste bună, nu mă îndoiesc de asta. Dar de unde vine cuvântul acesta de veste bună? Poate mă pierd puțin în detalii în această seară, în partea de introducere. Cuvântul Evanghelie, care înseamnă veste bună. Nu vine din cultura iudaică nici greacă. Este un cuvânt grecesc, dar vine din cultura romană. Evanghelia era invitația pe care Împăratul Romei, Cezarul Romei, o făcea cetățenilor, unii din cetățenii Romei, unora dintre ei, de a sta la masă cu el odată în viață. Se spune că fiecare copil, cetățean a Romei, se cultiva în minte posibilitatea ca într-o zi să stea la masă cu Cezar. Și ce făcea împăratul Romei? Cerea numele cetățenilor și spunea, fără să-i cunoască pe cutare, pe cutare, pe X, pe Y, vreau să-l chem la masă cu mine. Își chema curierul, scria o invitație, știa numele lui fără să-l cunoască și ducea invitația acasă când primea invitația aceasta, omul acela nu mai putea de bucurie. Spunea la toți vecinii, am primit Evanghelia, vestea bună. Și vine Apostolul Pavel și spune, fraților, Evanghelia pe care noi o predicăm nu de la oameni. Evanghelia pe care Dumnezeu ne-o transmis o nouă vine de la El. Evanghelia vine de la Dumnezeu, Cel care pe noi ne-a chemat, este Dumnezeu, nu un împărat trecător. Dar atenție, Evanghelia nu este doar veste bună. Evanghelia, din perspectiva Scripturii, înseamnă și silire. Luca 14, pil la celor poftiți la cină, silește să intre. Și asta nu-i deloc în dezacord cu ceea ce este Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu cheamă, dar Dumnezeu și silește. Dumnezeu și silește. Dumnezeu bate la ușa inimii, dar, potrivit cu ceea ce spune cartea Faptele Apostolilor, când Pavel a predicat Evanghelia în Tiatira, o femeie pe nume Lidia, Domnul i-a deschis inima și a primit cuvântul. În seara asta la Betania, mă rog ca Dumnezeu să deschidă inimi. Și Evanghelia înseamnă veste bună, înseamnă silire, dar Evanghelia înseamnă și ultimatum. Dacă am predicat mai des, probabil, lucrul acesta, felul în care ne raportăm la Evanghelie poate ar fi altul. De aceea mesajul din această seară, ar vrea să fie sub maniera unei vești bune, dar nu numai vești bune, unui ultimatum. Pentru cine ultimatum? Când citim, pildă aceasta, la final de an, de regulă, sau la început de an, spunem că Dumnezeu oferă din nou o șansă. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Isus ce se întâmpla unor galileieni al căror sânge l-a cu jerfele lor. Și știți, am citit ce aveau ei în minte, voi reveni asupra celor detalii. Dar Domnul pe fondul acestei relatări rostește pilda aceasta. El a spus și pilda aceasta un om avea sădit un smochin în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. L-am întrebat pe fratele Vasile dacă sunt prieteni, așa-i numim noi în seara asta aici, și a spus, sunt mai mulți frați din biserică, prieteni tot mai puțin din păcate la slujbe de evangelizare în bisericile noastre. De ce am făcut această observație? Pentru că urmează să pun o întrebare. Cu cine are Dumnezeu, credeți, mai multă treabă? Cu cei din primele cinci versete? Cu nepocăiții? sau cu aceea pe care El i-a sădit, adică cu noi. Cu cine credeți că are mai multă treabă? De cine e mai interesat Dumnezeu? De cine? Dacă locuiți la curte, cred că sunteți preocupați în primul rând de ceea ce ați sădit dumneavoastră în grădină. E drept asta? E drept. Prin urmare, eu cred că Dumnezeu are mai multă treabă cu noi decât cu cei de afară. Decât cu cei de afară. Și mesajul pe care vreau să vi-l împărtășesc, inspirat din pasajul acesta, nu este încă o șansă, așa cum noi obișnim să predicăm din pasajul acesta. Pe ce pune accentul această pildă? Mai lasă-l anul acesta. Încă o șansă? Încă o șansă? Eu cred că pilda aceasta pune accentul nu pe încă o șansă, sau șanse la nesfârșit, ci pe ultima șansă. Despre asta voi încerca să predic în această seară. Având în vedere vremurile în care noi trăim astăzi, și nu le mai repet, le vedeți și dumneavoastră cel puțin la fel de bine ca și mine. Eu cred Că Dumnezeu ne mai oferă o ultimă șansă pentru unii să se pocăiască și pentru alții să rodească. Pentru că cine va spunea, dacă viața mea este neroditoare, și asta numai noi știm, nu are importanță câți oameni mă laudă. Nu are importanță cât mă aplaudă, cât mă ascultă, dar dacă viața mea este roditoare, n-are importanță cât mă critică. Ar trebui să ne verificăm în această seară dacă viața noastră e roditoare. Oare a trebuit să ne temem dacă nu avem rot? Eu cred că da. Eu cred că da. De ce suntem noi aici în această seară? Am pus biletul acela pe masă pentru că mi-am adus aminte de pastorul și colegul nostru din Bihor Ghițăturle. Ieri dimineață, undeva pe la ora 6 dimineața, soția lui, nu știu exact, se întorcea de la muncă sau mergea la muncă într-un accident a plecat din viața aceasta. De ce suntem noi aici? De ce atâtea necazuri în jurul nostru și noi suntem aici? Om fi noi mai buni decât alții? Om fi meritate noi seara asta? Eu cred că Dumnezeu ne-a dus aici în seara asta și ne ține în viață pentru un singur motiv, să aducem rot, să ne pocăim. Nu cred că Dumnezeu nouă ne dă viața. În primul rând să ne vedem visele împlinite. Nu cred asta. Nu cred că Dumnezeu ne dă viața să facem ce vrem cu ea. Dumnezeu ne ține în viață pentru un singur motiv, să ne pocăim și să aducem rod. Asta e șansa acestei seri și n-am cum să spun că este șansa zilei de mâine. Pentru că cineva spunea în felul următor că cel mai mare act de cruzime, un cuvânt ciudat, de care noi ne putem face vinovați înaintea lui Dumnezeu este de a lăsa pe oameni să creadă că mai au timp. Ăsta e de cruzime. Obinuim să spunem că niciodată nu-i prea târziu. Ba dai prea târziu. Plecând afară din locul acesta, s-ar putea să fie prea târziu. Ultima șansă pentru pocăință. Și ultima șansă pentru rodire. Prima subliniere pe care vreau să o fac legat de subiectul acesta, de titlul acestui mesaj, este următoarea. Frații și surori, ultima șansă este cu atât mai posibilă și cu atât mai de temut cu cât nici cele mai evlavioase fapte ale noastre nu ne dau dreptul la viață. Pe ce mă bazez când fac o astfel de afirmație? Ultima șansă, vom vedea ce înseamnă asta, este cu atât mai detemut și mai posibilă cu cât nici cele mai evlavioase fapte ale noastre nu ne dau dreptul la viață. Au venit unii și l-au întrebat. Iisus, i-au istorisit ce se întâmplase unor galileieni care nu erau la discotecă, care nu erau într-un loc rău famat, niște Galileeni care s-au dus să se închine la templu să aducă jerte. Și pe când se închinau, Pilat a dat buzna probabil în templu, s-au trimis și lui și a măcelărit amestecat sângele lor cu sângele jertfelor, profanând și templu, și pe Dumnezeu sfidându-l, și au venit oamenii aceștia și au spus, știi ce s-a întâmplat unor galileieni care mergeau, care au fost la templu. Ei se gândeau că și-au meritat pedeapsa și că ei ar fi mai vrednici pentru a trăi decât cei care au murit. Atenție, galileenii aceștia au murit în timp ce se închinau. În timp ce se închinau. Și ce îmi spune mie lucrul acesta? Că nici cele mai evlavioase fapte ale noastre nu ne dau dreptul la viață. Dacă în această seară suntem aici și ne bucurăm de viață, nu ne bucurăm de viață pentru că ne-am câștigat dreptul acesta venind la biserică anul acesta. Nu. No. Nu ne bucurăm de viață că ne-am rugat mai mult decât alții. Nu. No. Nu putem să câștigăm sau să dobândim dreptul la viață prin faptele noastre. mărturisesc cu milință în această seară și cu laudă la adresa lui Dumnezeu, dacă suntem în viață în seara asta, este că Dumnezeu ne-a dat viață. Pentru că Dumnezeu a avut milă față de noi. Pentru că Dumnezeu a rânduit să mai fim aici, la adunare, în Biserica Betania din Cluj. Și dacă noi am avut în inimă gândul să venim aici, eu cred că sunt adevărate cuvintele care spun astfel inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Binecuvântat să fie Domnul pentru asta. Deci, frați și surori, ultima șansă de a ne pocăi, de a aduce rod, este cu atât mai posibilă și mai de temut, cu cât nici cele mai evlavioase fapte ale noastre nu ne dau dreptul la viață. Suntem aici pentru că Dumnezeu este bun. Suntem aici pentru că Dumnezeu a avut milă de noi. Suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a mai dat harul și ne dă harul să ne întoarcem la El. Vreau să dau citire la ceva ca să accentuez mai mult prima observație pe care am făcut-o. În Luca, în capitolul 23, de la versetul 26, citesc, pe când îl ducea să răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp și au pus crucea în spinare ca să o ducă după Isus. În urma lui Isus mergea o mare mulțime de noroi și femei care se băteau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Isus s-a întors spre ele și a zis, fiice ale Ierusalimului. Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi însă și pe copiii voștri, căci iată vor veni zile când se va zice ferice de cele sterpe, ferice de cele care n-au născut și de sânii care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor acoperiți-ne. Și apoi urmează un verset cheie. Că... Căci dacă se fac aceste lucruri, cărui copac? Verde. Credeți că nu mi-am pus întrebarea? Am cunoscut personal și cunosc familia fratelui Ghițăturle, soția lui, medic de profesie, asistentă sau chiar medic, când am auzit vestea ieri dimineață că a plecat. Credeți că nu m-am întrebat în inima mea, Doamne, de ce? Dar nu puteam fi în locul lui și eu? Doamne, omul acesta te-a slujit. Omul acesta e slujitorul tău. Și știu că experiența pastorului Ghițăturle nu este unică. Cunoașteți oameni verzi la care nu v-ați gândit niciodată probabil că s-ar putea întâmpla necazuri în viețile lor. Cu bună intenție nu folosesc cuvântul tăiat aici și știu de ce. Recitez versetul acesta. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Cred că au trecut câțiva ani de zile și sunteți în cunoștință, Partea din dumneavoastră, fratele Vasile vine din Bistrița, în urmă cu câțiva ani de zile o mamă ieșit din biserica, din Reprișoară, dacă nu greșesc, la ora 12 cu fica de mână sau cu nepoțica de mână. Un șofer i-a căzut telefonul din mână, nu trebuia să vorbească la telefon, a căzut la podul pedalier, s-a plecat după el și a tras ușor cu mâna volanul spre partea dreaptă. A luat din plin copil aceea. Din câte știu eu, a decedat. Știți de unde venea? De la biserică. De la biserică. Cunosc în Petroșani o familie din familia Nemeș, pentru că o soră din familia Nemeș este măritată la noi în biserică au trecut ani de zile când mătușa acestei surori din biserica noastră, mamă a zece copii, în trei săptămâni s-a stins din viață, o femeie evlavioasă, și eu nu spun asta pentru că avea 10 copii, deși și eu vin dintr-o familie numeroasă cu 12 copii. Au mărturisit cei din biserică, o femeie evlavioasă. Nu știu, ne cuprinde vreo teamă un pic în seara asta. Dacă astfel de lucruri se întâmplă copacului verde, verde, Plecând de aici, de la predică, de la adunare, nu-i sigur și n-am garanția că voi ajunge acasă, deși îmi doresc asta. Asta nu înseamnă că mă socotesc verde, în cea mai plină putere, să spun așa. Mă silesc să fiu așa cum Dumnezeu vrea. Dacă astfel de lucru se întâmplă copacului verde, cel ce-ar trebui să facă în seara asta? Cel fără rod, ce a trebui să facă în seara asta? Cel care tot amână momentul pocăinței lui, ce a trebui să facă în seara asta? Credeți voi că acești galileieni au fost mai păcătoși decât ceilalți? Eu vă spun nu. dacă nu vă pocăiți, veți speri la fel. Dacă nu rodim, el ne poate tăia. Dar atenție, pe unii ea, nu spune taie cu rod. Se întâmplă și copacilor verzi să fie luați. Se întâmplă. Se întâmplă. Ne temem noi în această seară, frași și surori? Suntem noi conștienți? că doar îndurarea lui Dumnezeu ne ține în viață? Suntem noi conștienți de momentele acestea de har pe care Dumnezeu ne le dă să ne pocăim? Țineți minte ce a spus Ioan Botezătorul? Când au venit unii să primească botezul și erau nepocăiți, pui de năpărci. Cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Faceți roade vrednice de pocăința voastră. Uitați de pretenția că sunteți fi lui Avram, l-am parafrazat pe Ioan, că el din pietrele acestea poate să ridice fi al lui Avram. Și Ioan mai spune ceva, iată, că securea a și fost înfiptă la rădăcina tuturor pomilor. Și orice pom care nu face roadă va fi tăiat. Doamne, aveai dreptul să ne tai. Puteai să ne tai. Puteai să faci ce vrei cu viața noastră. Dar în seara asta ne a -ai adus aici. Ultima șansă este cu atât mai de temut, de temut, de temut și mai posibilă cu cât nici cele mai evlavioase fapte ale noastre nu ne dau dreptul la viață. Doi. Ultima șansă este cu atât mai de temut, mai posibilă și mai adaug un cuvânt, mai eminentă. Cu cât am fost mai udați de Dumnezeu decât alții. Repet, ultima șansă este cu atât mai de temut, mai posibilă și mai iminentă. Cu cât am fost mai udați de Dumnezeu decât alții. Un om a sădit un smochin în viața sa. Prima așteptare Dumnezeu are de la cei sădiți de el. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Și a zis, iată de trei ani vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc, stai el, stai el. Frați și surori, mărturisesc că în această seară pe noi Dumnezeu ne-a odat mai mult decât pe alții. A dat Dumnezeu Biserica Betania? Au dat Dumnezeu țara noastră mai mult decât alte țări în ultimii zeci de ani? ne-au dat ultima șansă. Este cu atât mai de temut, cu atât mai posibilă și mai iminentă cu cât ne-au dat mai mult decât pe alții. Ne-a asistat mai mult decât pe alții. Pe noi Dumnezeu ne-a dat mai mult decât pe alții. Pe noi care ne-a sădit Dumnezeu ne-a asistat mai mult decât pe alții. Dar ce? Dumnezeu udă pe unii mai mult decât pe alții? Dau citire din Evanghelia după Matei, capitolul 11. Atunci Iisus a început să mustre următoarele cetăți în care făcuseră cele mai multe din minunile lui. De ce le-a mustrat? Să spună cineva. Pentru că nu se pocăiseră. Și a zis, vai de tine, Horazine! a zis el, vai de tine, Bezaito, că dacă s-ar fi făcut în două cetăți păgâne, feniciene, minunile care s-au făcut în tine, de mult s-ar fi pocăit cum? În sac și cenușă. Și sus mai mult o cetate, dar nu înainte de a spune versetul 22, de aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru cei care n-au fost udați ca voi. Pentru cei din Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, ca pernaume, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi coborât până în locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. Știți ce întrebări pe mine mă încearcă? Prima întrebare, de ce Dumnezeu udă pe unii mai mult decât pe alții? De ce, Doamne, ne tot uzi? De ce, Doamne, ne tot sap? De ce, Doamne, ne tot vorbești? De ce? De ce? Doi, de ce Dumnezeu udă pe cineva, deși știe că nu va aduce rod? Am toată convingerea, și cred că sunteți de acord cu mine, că Isus știa că cetățile în care făcuseră cele mai multe din minunile Lui nu se vor pocăi. Și-a făcut minuni. De ce, Doamne, ne uz cu toate, că tu știi că nu vom aduce rod? De ce? A treia întrebare e un pic mai grea. Doamne, de ce nu uzi pe cineva care s-ar pocăi în sac și cenușă? Doamne, de ce nu aduci pe cineva la tine și nu-l cercetezi care după ani de zile de pocăință ar fi mai pocăit decât mine? De ce mă uzi pe mine? Întrebările acestea le ridică pasajul din care am citat în seara asta. Dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile pe care le-am făcut în tine, s-ar fi pocăit în sac și cenușă. Dar, Doamne, de ce n-ai făcut minuni acolo? De ce? De ce? De ce Dumnezeu udă pe unii mai mult decât pe alții? De ce? Când Dumnezeu udă pe cineva, udă în vederea mântuirii. Doi! De ce Dumnezeu udă pe unii mai mult decât pe alții? Dumnezeu are milă. Udă pe cine vrea! Aleluia! Chiamă pe cine vrea! Cercetează pe cine vrea! Aleluia! Uitați-vă de unde veniți, dumneavoastră, de unde proveniți, de la țară dacă veniți, de pe străzile de pe care locuiți, uitați-vă cum Dumnezeu pe unii i-a vădat mai mult decât pe alții. V-a cercetat casa, a sărit peste casa vecinului și a chemat o altă familie. De ce, Doamne, us pe unii mai mult decât pe alții? Pentru că Dumnezeu are milă! N-ar vrea cineva să-mi reproșeze faptul că Predic despre predestinare în seara asta, deși cred într-un Dumnezeu care poate sili. Dar, postul Pavel spune, nu atână nici de cine vrea, nici de cine alargă, de Dumnezeu care are milă. Dumnezeu are milă! Binecuvântat să fie numele Lui! Saltă inima în Dumnezeu tale, știind că te-a odat Dumnezeu și te odă Dumnezeu, Că te-a mântuit Dumnezeu? De ce udă pe unii mai mult decât pe alții? Nimeni nu poate lua la întrebări. De deci ce am mântuit casa mea și casa Domnea tale? De ce? Pentru că Dumnezeu a avut milă. Nu pentru că noi meritam. Nu pentru că noi am fost mai buni decât pe alții și pentru că Dumnezeu s-a îndurat de noi. Dar, dar, atenție! Știm noi că s-ar putea ca asistența asta lui, pe care o are față de noi, udându-ne mai mult decât pe alții, dacă nu ne pocăim, să ne fie de mărturie? De mărturie? De ce udă pe unii mai mult decât pe alții? Dacă nu ne pocăim, toată asistența asta divină, toată binecuvântarea asta pe care Dumnezeu ne-o dă, ne va fi doar de mărturie și nu pentru mântuire. Eu rog pe Dumnezeu să ne mântuiască în seara asta. Aleluia! Ultima șansă este cu atât mai de temut, cu atât mai posibilă și mai iminentă, cu cât am fost mai udați de Dumnezeu decât alții. Mărturisim, Doamne, că ne-ai udat. Mărturisim, Doamne, că am văzut minunile tale. Mărturisim, Doamne, că am auzit vocea ta. Mărturisim, domne că ne-ai udat la timp și ne-ai încălzit la timp! Știți bine pasajul din cartea profetului Ieremia. Ieremia, capitolul 7. Cred că nu greșesc. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Voi cânta pre iubitului meu! Despre ce voi cânta? Am greșit de eu cineva să mă ajute în seara asta. Via prea meu, prea meu a sărit o vie. Pe o câmpie foarte mănoasă. Cât? Da, mulțumesc, mulțumesc, să stai a 5 cu 1. Mulțumesc. Uitați-vă ce spune versetul 2. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a sărit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc, apoi trăgea nădejde care să-i aducă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Și apoi Dumnezeu pune o întrebare. Acum dar zice Domnul, locuitorul Ierusalimului, bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce-aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut. Întreb în seara asta în Biserica Betania din Cluj, ce nu ne-a făcut Dumnezeu de nu suntem unde trebuie? Ce nu ne-a făcut? Pe cine de aici Dumnezeu nu l-a odat? Pe cine de aici Dumnezeu nu l-a cercetat? Pe cine? Mărturisim, Doamne, că ne-ai făcut mai mult decât noi meritam. Ne-ai odat, Doamne. Ne-ai cercetat, Doamne. Și mai cercetează în seara asta. David spune în psalmul 139, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când mă culc, când adorm și cunoști toate căile mele, toate căile mele, toate le știi, Doamne. Și nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl știi întru totul mă înconjori pe dinapoi, pe dinainte, spui mâna peste mine, o știință atât de minunată, este mai presus de puterile mele, este prea înaltă să o pot pricepe. Cum încheie David salmul acesta? Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima, încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Mai cercetează-ne, Doamne! Mai udă ne, Doamne! Mai călzește ne, Doamne! Fă-ne o cercetare de aproape în seara asta. Frații mei, știți că pe mine mă sperie vremea asta de har în care Dumnezeu ne tot udă, pentru că cu cât suntem mai asistați decât alții, cu atâta măsură de judecată a lui Dumnezeu va fi mai mare pentru noi. E har să fim aici, dar e și o mare responsabilitate. Ultima șansă este cu atât mai de temut și de luat în considerare, cu cât nici mai evlavioase fapte ale noastre nu ne dau dreptul la viață. Ultima șansă este cu atât mai de temut, mai posibilă și mai iminentă, cu cât am fost mai udați de Dumnezeu decât alții. Și în al treilea rând, și în ultimul rând. Știați că expirarea ultimei șanse nu înseamnă numai decât absența vieții fizice? Cu alte cuvinte, tăierea nu înseamnă numai decât moarte? Pe ce mă bazez când spun asta? De trei ani vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. taiel. Și cineva va spune că sunt în viață. Înseamnă că Dumnezeu nu m-a tăiat. Vreau acest, această poveste, dacă vezi, această, acest neadevăr să-l infirm în această seară. Pentru că tăierea nu înseamnă numai decât absența vieții fizice. Adică, adică, frate și suror, tăierea nu înseamnă numai decât moartea vieții cuiva. Mă îngrozesc la gândul că cineva este aici în seara asta și tăiat. Mă îngrozesc la gândul acesta. Pe ce mă bazez când spun că tăierea nu înseamnă numai decât morții sau absența vieții? Vreau să dau citire la ceva din epistola lui Pavel către Roman. Uitați ce spune Biblia. Citeți la versetul 15, capitolul 11. Căci dacă le pădarea lor a dus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tii roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, iar dacă unele din ramuri au fost tăiate și dacă tu care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtași rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te făle să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Dacă vei zice ramurile au fost tăiate ca să fiu altoit eu, adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar și teme-te, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu, ramurile firești nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut, și bunătate față de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta al minteri, vei fi tăiat și tu. Pun o întrebare ușoară. Când l-a tăiat Dumnezeu pe Israel pentru o vreme, spunem noi, a încetat poporul acesta să mai existe pe fața pământului? Da sau nu? Nu. A intrat în cetate și a plâns pentru ea. Ierusalime, Ierusalime! De atâtea ori am vrut să te strâng. de fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vei fi impresurat din toate părțile vei fi călcat în picioare, făcut una cu pământul. Nu va rămâne în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea cercetării tale. Din momentul acela Dumnezeu l-a tirat pe Israel pentru o bucată de vreme, numai Dumnezeu știe până când. N-a încetat Israel să mai existe. Israel există ca popor, tăierea a și suror nu înseamnă numai decât absența vieții fizice. S-ar putea cineva să se bucure de viață, dar Dumnezeu să-l fi tăiat. Ce înseamnă tăiere? Mai lasă la anul acesta, am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină. Și ce înseamnă tăiere, frate și suror? Pentru mine tăiere înseamnă absența cercetării cuvânt pe care l-am repetat în această seară, mai ales din psalmul 139. Te întreb în această seară aici, simți că Dumnezeu te cercetează? Simți că Dumnezeu îți mișcă inima în seara asta? Sau stai fără grijă aici în Sion? Sau nu te mai mișcă nimic în adunare? Știți care este problema? Am ajuns să ne mire oamenii care mai sunt mișcați printre noi în adunare. Ba chiar să fim deranjați de mișcarea lor, pun ghilimele. Când de fapt ar trebui să fim mirați că noi nu ne mai mișcăm. Că noi nu mai simțim prezența lui Dumnezeu. Când cineva nu mai simte prezența lui Dumnezeu. Știți că asta poate însemna tăiere? De ce oare David se ruga? Și eu cred că David, în salmul pe care l-am citat și-l recitez în această seară, 139, n-a scris, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște minima. Vezi, încearcă-mă și cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du -mă, Doamne, pe calea veșniciei. Eu cred că David agoniza, cercetează-mă, Dumnezeule. Cercetează-ne, Dumnezeule! Cercetează-ne, Dumnezeule! Nimeni nu poate cerceta ca Dumnezeu. El poate folosi predica, dar nu predicatorul cercetează. El poate folosi cântarea, dar nu cântărețul cercetează. Dul Sfânt al lui Dumnezeu cercetează. Cercetează-mă, Dumnezeule! Vai de omul pe care Dumnezeu nu l mai cercetează. De când ai simțit cercetarea lui Dumnezeu? Se teme cineva în această seară că ne mai simțim de ani de zile cercetarea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu l-a tăiat? Ia întreabă, Doamne, mai tăiat? Spune, Doamne, nu mă mai pot ruga! nu mai simt prezența ta în adunare. Mă plictisesc în adunare. Când de fapt aici ar trebui să fim plini de bucurie a mântuirii. Ce înseamnă tăiere? Când Dumnezeu nu mai cercetează pe cineva, înseamnă că l-a tăiat. Doi, ține tot de cercetare. Când Dumnezeu nu mai lucrează la caracterul cuiva, Știți că s-ar putea omul acela să fie tăiat? Care dintre noi am lăsat în grădinile noastre un pom uscat la nesfârșit? Nici unul. De un pic de vreme fac și eu pe uh, grădinarul, pe cel care pune câte ceva în grădină, am niște pomi curăți, toamna e curăți, primăvara. De ce? S-aducă rod. De ce, aș lăsa pe, de ce aș lăsa, un pom cu ramuri uscate acolo, fără intenția de a-l numai în cazul în care nu mai îmi pasă de copacul acela, am să las așa cum este. Poate ar trebui să ne întrebăm în această seară, la modul cel mai sincer, Doamne, de ce nu mă cercetez? De ce nu mă cureți? Știi bine că ai mlădițe și ramuri uscate în viața ta și nu -ți mai, nu mai lucrează la caracterul dumneatale. Dacă te-a tăiat Dumnezeu, dacă Dumnezeu te-a lepădat, trei, știți ce înseamnă tăiere, nu doar să nu mai simți cercetarea și Dumnezeu să nu mai lucreze la caracterul tău, Știți că există un verset în cartea Osea, capitolul 4, dacă nu greșesc, versetul 17, spune așa Biblia acolo, Efraim, da, am nimerit versetul acesta, s-a lipit de idoli, lasă-l în pace. Lasă-l lipit de idol. Doamne, pe noi nu ne-ai lăsat în pace seara asta. Pe noi ne-ai adus aici. Aleluia! 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 Trei. Când Dumnezeu nu mai are nici o așteptare de la cineva, l-a tăiat. Când am mostrat cele trei cetăți amintite, citate în această seară, din Matei, capitolul 11, pe mine cuvintele rostite de Mântuitorul acolo mă lasă să înțeleg că Domnul nu mai avea nicio așteptare de la cetățile acelea. Când Dumnezeu nu mai are nicio așteptare de la cineva, înseamnă că omul acela este tăiat. Doamne, ai vreo așteptare de la noi? Există un pasaj care mie, să spun că îmi place, poate nu e cea mai fericită exprimare. E un pasaj care mă face să mă cutremur mai degrabă, Isaia, capitolul 6. În anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie, cum? Foarte, Foarte înalt. Poalele mantei lui umpleau templul. Fratele Vasile a predicat din pasajul acesta la groș odată. Umpleau templul. Și Biblia spune, serafimii stăteau deasupra lui, fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fața, cu două picioare, cu două zburau și strigau unul către altul și ziceau, Sfânt! Sfânt! Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul este plin de slava Lui. Se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine că sunt pierdut, sunt un om cu buze necolate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necolate, am văzut cu ochii mei pe împăratul, pe domnul oșterilor. Sar peste versetul acesta cu Serafimii. Am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Și eu parcă îl văd pe Isaia grăbit să meargă să predice. Și Isaia a spus, iată mă, trimite-mă. Și au zis cuvinte grele, poate pentru mine sunt cele, printre cele mai grele cuvinte din Scriptură. Isaia, a dute Spune poporului acestuia că nu mai am nicio așteptare de la el. Nu vreau să se pocăiască! Nu vreau să mai rodească! Nu mai am nicio așteptare de la poporul acesta! Dute te spune poporului acestuia. Într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, făltare de urechi și astupă ochii, ca să nu vadă cu ochii, să nu audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. O, Doamne! O, Doamne, vreau să cred că nu-i nimeni aici în situația asta, Doamne. Vreau să cred, Doamne, că nu-i nimeni aici pentru care e prea târziu se arată să se pocăiască. Vreau să cred că mai e așteptări de la noi, Doamne. Așteptări să ne întoarcem cu toată inima. Așteptări să ne să aducem rod, Doamne. A rostit Iisus o grămadă de pilde, prin de care cea citit în seara asta. Și l-am întrebat ucenicii, Doamne, Doamne, de ce ne vorbești în pilde? De ce? Țineți minte ce a spus Isus? Pentru că vouă va a fost dat să cunoaște stainele împărăției cerurilor, lor nu. Sunt unii cărora nu le mai este dat nimic. Sunt unii care nu mai simt cercetare. Sunt unii la caracterul cărora Dumnezeu nu mai lucrează. Sunt unii de la care Dumnezeu nu mai așteaptă absolut nimic. De ce le vorbesc în pilde? Și la a citat pe prorocul Isaia. Iată de ce le vorbesc în pilde. Nu vreau să se mai întoarcă la mine. Nu vreau să se mai pocăiască nu vreau să-i tămăduiesc, nu vreau! Pentru că le-am vorbit prea mult și n-au luat seama. Dar există un verset cu care eu voi încheia în această seară. Dar ferice de ochii voștri, care ce fac? Văd și urechile voastre care aud. Ferice de inima de la Betania în această seară, care mai simte și vai de inima care nu mai simte nimic. E ferice de ochii care mai văd prezența lui Dumnezeu în adunare și vai de ochii care nu mai văd nimic. E ferice de urechile care aud vocea lui Dumnezeu în seara asta. E vai de urechile care nu mai aud nimic. Deschide, Doamne, urechi în această seară. Ne ridicăm pentru rugăciune. Deschide, Doamne, ochii în această seară. Cercetează inim, Doamne! Cercetează inim, Doamne! Cercetează inim, Doamne! Cercetează inim, Doamne! Nu ne lăsa ne cercetați. De ce ne-ai adus aici? O, oh, Doamne, cred că ne-ai adus pentru că vrei să ne cercetezi. Ne-ai dat o ultimă șansă, Doamne! Să ne toarcem la Tine, cel puțin, Doamne, vrem să spunem că vrem, vrem să ne pocăim, vrem, Doamne, să aducem rod. Nu ne tăia, nu ne tăia, Doamne, nu ne tăia, mai cel ce să ne cum numai tu poți și știi cerceta, cercetează în seara asta. Cum numai tu poți deschide ochii, Doamne, deschide ochii. Cum numai tu poți deschide inima și urechea, deschide inim și urechi în această seară. Duh Sfânt al lui Dumnezeu, cercetează Biserica Betania. Cercetează prietenii, cercetează frate și surorile. Curățește-ne, Doamne! Modelează-ne, Doamne! Haideți să ne rugăm cu toată biserica. O, oh, Dumnezeule mare!